Prima lună de toamnă se apropie cu pași repezi și, bineînțeles, potrivit astrologilor, anumite zodii vor trece prin schimbări importante și vor experimenta influențe astrale semnificative. În luna septembrie 2024, câțiva nativi vor avea noroc pe toate planurile. Se vor îmbogăți, își vor întâlni sufletul pereche, dar vor avea parte și de oportunități de dezvoltare, atât personală cât și profesională. Fecioară. Prima zodie binecuvântată este Fecioara. Deși ea este cunoscută pentru pragmatismul și atenția la detalii, începând cu 1 septembrie 2024, astrele îi aduc o recompensă pe care nici nu a visat-o. Acest nativ va beneficia de o moștenire substanțială, care poate apărea sub forma unui câștig financiar, a unei investiții profitabile sau a unei oportunități de afaceri. Scorpion. Pe plan amoros, scorpionii vor avea relații îmbunătățite. Mai mult vor avea parte de bucurii simple și momente de liniște, așa cum își doreau de mult vreme. Din luna septembrie, lucrurile vor merge ca pe roate și vor avea parte de admirația celor din jur, mai ales la locul de muncă, acolo unde șefii le pot face și o mărire de salariu. Pești, îți vei da seama că ai sentimente pentru cineva din cercul tău de prieteni și vei începe o relație. Astrele se asigură că norocul te însoțește la fiecare pas și că îți dai voie să fii fericit. Totodată vei avea succes și la locul de muncă. S-ar putea ca șeful tău să te promoveze și să te împaci cu colegii cu care te-ai certat în trecut. Relatează click.ro.